Bună ziua, vă salut, Tatiana. Astăzi vom face partea a doua a tutorialului Grinch și cel care a furat Crăciunul și vom continua cu căpușorul. După cum știți, am rămas în punctul unde am lucrat cele patru rânduri de câte 12 piciorușe scurte. Voi pune firul despărțitor și voi continua lucrând un picioruș scurt urmat de o înmulțire. Facem un picioruș scurt, o înmulțire. Vom lucra în acest mod pe întreg parcursul rândului, dar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Aici este cea de-a doua mulțire, iar apoi vom continua singure. Pentru rândul următor vom lucra două piciorușe scurte. 1, 2, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe trei parcursul rândului, dar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Vom continua cu o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe 3 parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 3 rânduri de câte 30 de piciorușe scurte. Vom începe rândul următor lucrând o mulțire. Vom continua cu 14 piciorușe scurte. 1, 2, 3 și continuăm până la 14. După ce am lucrat cele 14 piciorușe scurte, vom face din nou o mulțire. Vom continua cu următoarele 14 piciorușe scurte, care vor încheia rândul, dar la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 32 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra două înmulțiri. Prima, cea de-a doua, vom continua cu 6 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acum vom face o scădere. Continuăm din nou cu 6 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, 6, 2 înmulțiri. Prima și cea de-a doua. După care vom continua cu piciorușe scurte până la sfârșitul acestui rând. De fapt, nu, scuzați, după aceste două mulțiri vom face 6 piciorușe scurte. Deci am lucrat deja 2, 3, 4, 5, 6. Acum din nou vom face o scădere. În felul acesta dăm formă căpușorului și după această scădere vom face cele 6 piciorușe scurte până la sfârșitul rândului. Astfel obținem un număr de 34 piciorușe scurte. Iar pentru rândul următor vom lucra picioruș cu picioruș, așa cum se găsesc aceste 34 piciorușe scurte. Deci vom lucra un rând de 34 piciorușe scurte.
vom începe rândul următor cu o scădere. Vom continua lucrând 15 piciorușe scurte. 1, 2, 3 și continuăm până la 15. După aceste 15 piciorușe scurte, vom face o scădere și vom continua cu 15 piciorușe scurte până la sfârșitul rândului, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 32 piciorușe scurte. Pentru următorul rând vom lucra 32 piciorușe scurte. Vom continua lucrând două scăderi consecutive. Prima scădere, cea de-a doua scădere, 12 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 piciorușe scurte, 2 scăderi consecutive, din nou prima, cea de-a doua scădere, și vom continua cu cele 12 piciorușe scurte care ne-au rămas până la sfârșitul rândului. Iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 28 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra o scădere. 12 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vom face din nou o scădere și vom continua cu cele 12 piciorușe scurte care ne-au rămas până la sfârșitul rândului. La sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 26 piciorușe scurte. Vom continua lucrând un rând de 26 piciorușe scurte. Vom începe rândul următor cu o scădere. Continuăm lucrând 11 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, o scădere. După care vom continua cu cele 11 piciorușe scurte rămase până la sfârșitul rândului, astfel la sfârșitul rândului vom obține un număr de 24 piciorușe scurte. Vom continua lucrând un rând de 24 piciorușe scurte. Vom continua lucrând o scădere, care nu vrea acum, da? O scădere, 10 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, apoi vom face din nou o scădere și vom încheia rândul cu
celelalte 10 piciorușe scurte, astfel la sfârșitul rândului vom obține un număr de 22 piciorușe scurte. Pentru rândul următor, începem din nou cu o scădere, 9 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o scădere și vom continua cu următoarele 9 piciorușe scurte până la sfârșitul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 20 de piciorușe scurte. Continuăm cu o scădere, 8 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Acum vom face o nouă scădere și continuăm cu următoarele 8 piciorușe scurte, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Ajunsă în acest punct, umplu căpușorul cu melană. Are foarte mare importanță faptul că lucrările trebuie umplute bine, cu grijă. Și foarte mult de modul în care umplem cu melană are și aspectul lucrării. Dacă nu vom umple bine lucrarea, aspectul va fi jalnic, deci nu se va prezenta bine. În rândul următor vom lucra 2 piciorușe scurte, deci acum trecem practic la partea de amigurumi, 2 piciorușe scurte urmate de o scădere, vom repeta pentru un total de 6 ori pe 3 parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra un picioruș scurt, urmat de o scădere, vom repeta pe întreg parcursul acestui rând, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni pentru a închide căpușorul. Înainte de a-l închide, este ultimul moment în care putem umple căpușorul cu melană. Deci ceea ce mai avem nevoie vom adăuga acum, în momentul în care vom încheia acest rând. Acum voi face și ultimele scăderi, după care, așa cum vă spuneam, este momentul să umplem pentru ultima dată jucăria noastră. Spațiul este micuț, după cum vedeți, însă ne vom ajuta de croșet și vom introduce ceea ce mai avem nevoie, în modul în care capul să fie bine umplut. În acest mod și vom continua singure. După ce am terminat de umplut, vom pune practic în două. Și vom începe să închidem cu fir alunecat. Deci vom lua picioruș cu picioruș până când vom ajunge la sfârșitul rândului. Astfel vom reuși să dăm formă, acea formă stranie a capului. Deci am ajuns aici, la sfârșitul rândului, cu fir alunecat, vom scurta firul și vom închide această parte a lucrării. După care, bineînțeles, și eu mă voi opri
Pentru mine a fost partea cea mai importantă a lucrării, aceasta căpușorul, chiar că a fost o sfidă pentru mine să reușesc să-l descifrez. Voi ascunde capătul de fir, așa cum vă spuneam, voi închide această parte a lucrării și ne vom reîntâlni pentru a continua acest tutorial. Eu sper să vă placă ceea ce am realizat până acum. Dacă vă place, vă rog să lăsați un like, un comentariu. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că sunteți alături de mine. Vă mulțumesc pentru comentariile frumoase care îmi dau curaj să merg mai departe, care îmi dau curaj să mă trezesc în fiecare dimineață la ora 4 să filmez și, ca de obicei, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută, Tatiana!